doi sau trei, dacă se adună pentru numele Tău, Tu ești prezent. Gloria numele Tău, Doamne. Binecuvântă Te rog acum, Doamne, pe Sergiu și Amaris. Doamne, ei au venit înaintea Ta, Doamne, și Te rugăm astăzi, Doamne, să binecuvântezi. Ei doresc, Doamne, binecuvântarea Ta, cununia Ta, unirea Ta, Doamne, Iisuse, pentru că totdeauna Tu ești cu noi, Doamne, și Tu ai fost martoră, Doamne, totdeauna de când au spus un da, Doamne. Îți mulțumim pentru părtășirea de astăzi, Doamne, este o slujbă de legământ al căsătoriei. Binecuvântă cuvântul Tău, Doamne, frații care vor schimba, Doamne, binecuvântă cântare de laudă. Te rogăm în orice vreme pentru că meriți-o, Doamne Iisuse, și gândurile noastre, Doamne, sunt acum la familie, la medii, la mireasă, lunda din cerurile, Doamne, te rog să binecuvântezi, Doamne, familia Cârbei. Binecuvântă familia Purice, Doamne, binecuvântă toate rudele și prietenii, frații care sunt aici de aproape sau de departe. Aceste ceasuri, Doamne, cât stăm aici să fie sub privirile Tale. Fii onorat, slăvit și binecuvântat, Tată scump, în numele Domnului Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Dragii mei, urmărim împreună, ascultăm împreună un cuvânt din cartea Cântarea Cântărilor, din capitolul 8, versetul 6 și versetul 7. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău. Dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduflecată ca locuința morților. Jarul ei este un jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o nece. De-ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Amin. Vă rog să reocupăm locurile. Dragii mei, serviciul de căsătorie. Noi putem să facem acest pas, pas important, pas care am vrea să-i dăm valoarea și importanța cuvenită. Sergiu și Amaris au îndeplinit lucrurile care sunt necesare pentru a întemeia o familie. În urma deciziei lor, pentru părinților și în urma logodnei care a avut loc, apoi azi, ei au pecetluit din punct de vedere legal al statului certificatul de căsătorie, având-l la îndemână și constatând, procotind că aceste formalități sunt îndeplinite. În baza acestor pași, noi putem să continuăm astăzi cu serviciul de căsătorie religios, în care numele Domnului să fie pus peste ei doi, în vederea unirilor și a binecuvântării ceea ce au nevoie la început de drum de familie. Domnul să vă binecuvinteze! Binecuvântăm familiile de unde vin părinții, Ionica și Elena, ne bucurăm de voi. Sergiu, primul vostru fiu, se căsătorește ziua aceasta, este o bucurie pentru voi, pentru noi cei care vă sunt cu drag. Domnul să vă binecuvinteze în mod deosebit ziua aceasta. Apoi binecuvântăm familia Purice. Familia Purice, majoritatea dintre dumneavoastră știți și aș vrea să punctez acum, numai nemai fiind necesar să ne mai repetăm, Amaris a rămas fără părinți. 5 ani aveai? Sau un an făcut, așa. Am doi părinți, au murit într-un accident. Ei sunt 9 frați și astăzi Amaris căsătorește. Amaris, te soțim cu drag pe tine și familia voastră. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi anumite responsabilități legat de familie, de ajutor, au fost Florin, familia Mitric, Florin și Vali. Domnul să vă binecuvinteze pentru slujirea și implicarea dumneavoastră. Și astăzi suntem alături și de voi, poate un capitol frumos care se încheie astăzi și cred că drumul pe care și-l doriți dumneavoastră pentru cei doi, îl dorim și noi. Apoi, dragii mei, aș vrea să vă țineți bine într-un fel, avem mai mulți frați care sunt astăzi aici. Vom încerca să administrăm timpul bine, nici nu aș putea să-i țin bine minte, ne-am scris aici pe foaie, cred că suntem vreo 14 păstori aici, fraților, va putea să facem vreo 14 dunți, vă dați seama și...